Probabil ați văzut titlul și v-ați întrebat, bă, ăsta s-a mutat din Cosmopolis. Ei bine, oameni buni, în momentul de față sunt într-o vacanță în Irlanda la tatăl meu și vreau să vă arăt neapărat casa unde stăm. Ideea e că tata, fiind constructor, s-a ocupat de absolut toată casa. Vreau să vă arăt și vouă ce a reușit să facă, pentru că mie mi se pare incredibil. Valoarea casei în momentul de față este de aproximativ 1 milion de euro. La început tata proiectul aici, casa era estimată până apa la 500.000 de euro. Ei bine, și-a dublat prețul și o să și vedeți de ce. Înainte să înceapă toată prezentarea, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului cu clopoțel pentru că asta vă ajută bine foarte, foarte mult și neapărat un follow pe Insta ca să vedeți cum e viața mea și pe Instagram. Asta fiind spuse, hai să mergem să începem cu începutul și să vă arăt și ce mașină avem aici. Cum am spus și mai devreme, casa este în lucru. Mașina pe care o am aici, nu puteți să o vedeți pentru că plouă. Așteptăm să se oprească ploaia, până atunci vă prezint casa. Ideea e că asta e ușa de intrare și nu e cine știe ce. Dar aici în Irlanda prețurile sunt foarte, foarte mari și nu înțeleg de ce. Nu știu, au ei un motiv pentru care prețurile sunt atât de mari. Bine, și chestiile sunt foarte scumpe. Bă, nu mi-ar plăcea să stau aici, adevărat, bine, cu salariile din România și așa, da. Eu sunt youtuber, eu nici măcar n-am salarii. Dar pot să vă zic eu cum putem economisi mai mulți bani. Și da, este vorba despre Tipli. Ați auzit de la foarte mulți influenceri ce este Tipli, dar vreau să vă spun și eu că acesta este un portal de cashback. Adică dacă plasați comenzi online, o parte din bani îi primiți înapoi. Pentru a profita de acest serviciu trebuie să te înregistrezi pe site-ul sau pe aplicația Tipli, să îți cauți magazinul preferat și să-ți dai o comandă cum o faci în mod obișnuit. Iar în 48 de ore, parte din bani o să-ți vină în cont. Bineînțeles, asta depinde și de comisiunul pe care Tipli l-are stabilit cu fiecare magazin. Iar banii adunați în Tipli pot fi retrași ulterior. Găsiți foarte multe shop-uri online, cum ar fi AliExpress, About You, Notino, Elephant Fact, Cool Food Shop și așa mai departe. Iar persoanele care se vor înregistra pe linkul pe care o să vi las eu aici, vor primi 30 de lei odată cu prima comandă pe lângă oferta de cashback. Așa că ce mai aștept? Zute și să aveți niște bani. Ia, ce chestii tari. Pe partea asta ne întâmpină niște scări care ne duc la etaj. În față e bucătăria. Și ăla e locul meu favorit din casă. Bine, mai e și o baie și un dormitor bătrân. Trei neapărat să le vedeți. Sunt geniale. Și aici pe stânga avem un sitting room, tata, mama. Ideea e că e în momentul de față fac curat. Hai să vă prind. Deci avem acolo un televizor care e imens. Astea sunt lucrurile proprietarului. Proprietarul e prieten foarte bun cu noi și a zis: "Bă, dacă tot veniți în Irlanda, stați la mine", pentru că el e plecat în momentul de față. Dar și-a adus lucrurile aici, nu ne încurcă cu absolut nimic. Asta e o canapea, aia e o măsuță și avem fereastra aia care e tare. Asta e prima ușă și aici, mă rog, acum e vopsea pe a, poți să le tragi. Sunt două uși glisante care îți oferă acces către bucătărie și hai să vă arăt bucătărie. Bă, e foarte mare. V-am zis și nu vreau să mă repede foarte multe ori. Astea sunt chestiile cu care lucrează tata. V-am zis, e proiectul lui și nu știu, mie mi se pare tare rău de tot. Hai să vă prezint un pic. Izolați materialele de acolo și mizeria de acolo, pentru că să lucrăm după ce finalizăm interiorul. După ce finalizăm fațada și asta o să finalizăm. O să vină o terasă foarte frumoasă. Dincolo o să fie o cameră cu baie, cu exact, deci un fel de garsonieră. Ah, ok, tare. A fost 500-600 ceva de mii de euro terenul ăsta, bă, dar ai unde să te extingi. Imaginați-vă că până unde era casa inițial. Deci, efectiv, casa era așa, normal, și tata a dus de aici încolo. Și mai e mult. Săpăturile. Am început pe 15 mai și aici are bucătăria jos. Deasupra este extensia care e dormitor nou și baia cu dressing. Deasupra o să mai avem iarăși de desfăcut acoperișul, să mai facem un dormitor sus. Ok, o să vi le arăt pe toate astea imediat și hai să vedem. Aici avem o baie, baie de servicii, o toaletă și o vetă. Îmi place rău de tot baianța. Eu sincer, dacă aveam casa asta pentru mine, eu puneam marmură pe jos. Nu știu, ăsta e tare, e cauciuc ce e pe jos, nu știu. Ai stat că e cauciuc. Dar nu știu, având că e în bucătărie, probabil se face de stapopai și să n-arunești să spargi capul, să mor, să... Da. Nu știu. Avem o masă de sticlă care e foarte grea, cred că 200 de kg, că am plimbat-o pe aici prin casă mai mult decât am plimbat orice în viața mea. Calorifere care sunt superbe. Aici în dreapta avem un spațiu de depozitare. Astea chiar sunt tari, îmi plac. Aici avem o mașină de spălat, panou de durante ce este care va fi. Afară? Afară. Spațiu de depozitare din nou, chestii din astea pentru când speli vasele. Asta e pentru mașină de spălat, special pentru mașină. Păi și asta de ce aici? În cazul în care ai ceva cu dar și nu se iasă? A scăpat ceva jos, dai și tai o mașină. Deci e expre, laundry room, zice la. Ah, ok, am înțeles. Avem aici o insuliță cu o chiuvetă. De ce e mai mic aici? Ce e pentru scurs, eventual, sau pentru... Deci speli, le pui la scurs. Și după aia le pui acolo. Să aici poți să speli țite, linguri, de-astea. Hai să vă arăt ceva tare rău de tot. Mi-aș da toți banii pe care îi fac de acum înainte pe frigiderul ăsta. Fiți atenți. E un frigider de ăsta în două obsertare. Mă rog, nu-l deschid. Aici sunt compartimente și aici sunt alte compartimente. Dar ăsta e tare rău de tot. Stați să iau un pahar să vă arăt. Water, da? E și touchscreen, e nebunie. Dăm click așa, curge apă. Dăm tap pe cube dice ăsta și o să curgă cuburi de gheață. Dăm click pe crash dice și o să pice de aici din el bucăți de gheață.
Mie mi se pare incredibil. Și ce tare e că ăsta e conectat direct la apă. Îți face el gheața, nu trebuie să te duci tu să pui gheață în sertar ca urzicile. Le face el direct. Vreau să scrieți în comentarii cât credeți că costă un astfel de frigider și de ce nu îl găsim în România. Eu am așa niște idei în cap de ce nu se găsește. Evident că are legătură cu prețul. Foarte multe sertare. La ăsta l-am ajutat și eu pe tata să pun sertarele. Nu că avea nevoie, dar voiam să mă joc și eu pe aici. Frizele la ei sunt pe d-astea. Cuptor, alt cuptor. Încă nu e imobilator. Acolo ușile s-a trebuit să modificăm din cauza că aia de la gaze n-au acceptat, că era prea aproape de aragaz. Trebuie să modificăm corpul. L-am tăiat, l-am modificat și urmează să comande ușile ca să putem pune ușile să închidem bucătărie. Ți-ai drept, se face foarte repede cald în casa asta și cald rău de tot. Prima noapte când am dormit aici m-am sufocat de căldură. Aragazul ăsta prefer de 1000 de ori aragazul cu foc decât plita pe inducție. Mi se pare foarte dubios de folosit. Eu cu plita aia nu mă înțeleg. Am dat de fiecare dată când mi-am făcut ceva de mâncare, dădeam clocot. Să vă mai arăt eu pe aici. Insulița v-am arătat-o. Avem aici o mașină de spravase. Ăsta ce e? Are bani, domnul, se respectă cu vin? Da, interesant, n-am văzut în viața mea. Hai să vă arăt repede mașina până nu începe iar ploaia. Am uitat cheia. Da, ideea e că aici în Irlanda plouă foarte mult. De când am venit doar în ploaie stau. Și nu știu să deschid ușa asta. Brusc. Tati, dă și mie cheia de la mașină. Dubioasă rău asta. Și asta vă dați seama că o să fie schimbată. Sunt uși care ține foarte mult la ele. Inițial nu le schimbă, pentru că geamurile astea, modelele astea sunt foarte scumpe. Bă, ideea e că asta e ușa de intrare. Și nu-i cine știe ce. Adevărat? Foarte, foarte scumpe. E... ușa asta când o văd, mi se pare foarte da, ieftină. Ți se pare că e de aruncat, dar nu. Mulți au venit și m-au întrebat. De când lucrez, nu dai ușa asta, nu dai ușa asta. Pentru că e foarte, adică un trofeu, cred că foarte scumpe, ei, da, nu? Sunt foarte scumpe. Pentru că e colorat aici, nu? Nu e colorat. Ei, deci asta e o piesă separată, asta e altă piesă separată. Aaaa, ok. Realizat. Și noi românii, dacă am avea ușa asta, ni s-ar părea așa că ar trebui schimbat. Da, fără mișto, că și mi s-a părut la fel. Eu când am venit prima dată, nu mă așteptam să fie așa interiorul. Eu mai vorbeam cu tata pe video și vedeam întotdeauna nu v-am arătat, stați că vă arăt. Eu când vorbeam cu tata pe video, tata stătea aici pe insuliță sau pe ăsta, pe blatul ăsta și vedeam geamurile astea de sus pe care nu vi le-am arătat mai devreme și bă, astea sunt dar rău de tot. Înainte să construiască mama și tata casa pe care o avem noi în România, așa voiau să facă și ei cu living de ăsta mare, cu geamuri în tavan. Au abandonat proiectul ăla ca să avem mai multe camere. Bă, și sunt multe camere, sunt camere în dușmănie la noi. Și casele în Irlanda aici la fațadă seamănă foarte mult între ele toate, pentru că asta e fațada caselor. Și drept, sunt drăguțe. Asta este mașina pe care o avem noi în momentul de față în Irlanda. Este un Hyundai, dar nu știu ce Hyundai. Hai să descuiem să vă arăt ce e greu aici. Băieți, am volanul în șanță. Am condus mașina asta, a fost un challenge, pentru că fiți atenți, pe lângă faptul că am volan pe dreapta, nici nu se merge ca în România, se merge invers. Unde e contrasensul, la ei e sensul bun de mers. Aici sunt și foarte mulți bicicliști. Dacă vreți un vlog în care vă prezint mașina separat, vreau să strâng eu la vlogul ăsta, nu știu, 4-5000 de like-uri. Voi doar apăsați butonașul de like. Acum e momentul să urcăm la etaj. Iar și la etaj e dezordine, pentru că mă repet, tata lucrează aici. Uitați că sunt foarte multe becuri și nu știu ce apăs. Ah, asta e becul pentru baie. Hai să vă rog baia. Asta e una dintre băi, bă, și e superbă. Efectiv e cada asta mică aici. De fapt, asta e baia copiilor, pentru că proprietarul are, cred că unul sau doi copii. Are dușul ăsta cu ploaie, ventilator, mâneră de ăsta. Asta e ghiveta care e superbă și asta e toaleta. Și hai să facem și testul lui Dorian. E nebun, nimeni nu mișcă asta de aici. Și e în două culori. Avem peretele ăsta negru, pe care evident că o să vină și o oglindă cândva. Și aici avem pereți albi. Aici e camera în care dorm eu. Asta e oglinda pe care v-am zis eu că o să o vedeți la baie. Asta eu vă pup. Asta e view-ul pe care l-am. Acolo geamurile din bucătărie. Aici avem un laptop. Nu e al meu, l-am împrutat de la Nexus. Ang, mersi. Din suflet te pup și te iubesc. Avem un scaunel mic aici cu hainele mele în care am dormit, ghiozdanul care e al meu. Pe jos e ceva mochetă foarte fină, credeți-mă, e foarte plăcută la atingere. Aici e dulapul și aici mai sunt depozitate niște chestii care încă nu au fost montate. Patul care este foarte comod. Bam, bam. Și aici avem un calorifer. Un calorifer de ăsta avem și eu în camera în care dormeam acum, nu știu, vreo 10 ani în România. Plăcea atât de mult să stau cu spatele pe calorifer în pat, să mă uit pe YouTube și să mănânc chestii dulci. Aici iarăși avem un spațiu de depozitare. Sunt lucrurile proprietarului și nu știu dacă vă interesează neapărat ce are el aici, dar ideea e că mai are și o fereastră acolo cu view-ul la stradă. Și ce mai vreau să vă arăt camera care îmi place mie cel mai mult. Deci în momentul de față am intrat în cameră, da? Avem detail hall-ul până în cameră, iluminat cu foturi pe jos, foturi pe sus. Casa este dotată cu alarme din astea de fum. Și în momentul de față am ajuns în paradis, pentru că avem geamul ăsta care e super mare. Hai să încerc să vă ridic eu asta să vă arăt view-ul. Imaginați-vă că geamul ăsta e aproape cât tot peretele. Ăsta e view-ul pe care îl are. Mă rog, clădirile alea, și aia nu e un view neapărat tare. Dar când o să fie și partea asta curată și acolo o să fie teoretic o altă casă care face parte din casa asta, o să fie nebunie. Avem un televizor gigantic, chiar e moare rău de tot, credeți-mă. Nu știu cum se cheamă asta. Ăsta nu știu ce e, cred că e șemineu de la fals. Ah, da, chiar șemineu de la fals e. Înseamnă că asta o să fie dată în altă parte. Aici văd că sunt foarte des întâlnite spoturile. Ăsta e patul. E moare rău de tot, poți să dormi una,
2, 3, 4 persoane lejer în el. Avem noptiere din astea cu oglindă, care sunt superbe, calorifere pe pereți. Avem ușa asta cu slide, care ne duce într-un dressing, care bineînțeles că încă nu e gata. A doua ușă cu slide, care are geam mat. Și aici intrăm în baia asta frumoasă. Aici nu avem oglindă încă, probabil o să fie oglindă din aia cu LED. Aici avem chiuveta, care e superbă, spații de depozitare, astea sunt ale noastre pentru cât stăm aici. Toaleta cu soft close, evident. Are și ceva în care spui lucrurile. Dar ce-mi place mie rău de tot, chiar în spatele meu, adică dușul, băieți. Deaua asta, care e superbă, sau cum se cheamă. Pereții sunt albi, dar partea asta e albastră cu galben. Nu știu, e tare rău de tot, îmi place maxim. Avem geam și în tavan. Cred că e vreun nebun aici care să se urce pe casă ca să te vadă pe tine când faci duș. Hai, nu e de tare, dar cred că e mat. Avem spațiul ăsta pentru produse. Bă, dar e superb, efectiv. Eu am înnebunit. Bă, îmi place rău de tot. Ok, gata, e de că intru în stare de extaz. Și hai să vă mai arăt o dată. Bam, 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 bam. Avem și camera asta. Asta am crezut eu că este vorba despre o fetiță, dar aparent e pat din ăsta etajat. Geamul ăsta, eu ăsta e tare. Ăsta îmi place, bate în stradă. O canapea acasă de păpuși, astea jucăriile copiilor. Aparent se joacă și golf, domnii. Eu în viața mea nu m-am jucat golf. Candelabrul ăsta, alarmă de fum și aia nu știu ce. Și aici avem păsări mai cu o canapea albă și un spațiu de depozitare plin de cutiuțe din astea care stau rău de tot. Întotdeauna protecție, băieți și fete. Întotdeauna protecție. Și aici mai avem niște scări, dar nu știu de unde se aprinde becul. Da, aici se află centrala și ceva foarte inteligent, o rezervă de apă. Nu știu dacă ați pățit vreodată, dar cel mai probabil ați pățit dacă stați în București să nu aveți apă.